Salutări, dragi prieteni, sunt Codruț Cojocaru, redactor șef al publicației Prahova Liberă. La podcastul de astăzi ne aflăm în biroul de arhitectură al Andrei Georgescu. Bună, Andra! Bună, Codruț! Mă bucur că ne aflăm astăzi în spațiul tău de lucru, în raiul tău, să zic așa, al carierei tale. Și aș dori să te întreb, ca o primă întrebare, ce reprezintă pentru tine arhitectura? Este pasiunea mea. Pasiunea mea de mic copil. Din liceu mi-am redescoperit arta de a colora. Am avut și în copilărie pasiunea asta, dar în liceu am ales calea. M-am hotărât pentru arhitectură, clasa 10-a. Și de atunci e pasiunea mea. Nu e muncă pentru mine. Nu este o muncă, este o pasiune. E doar o pasiune, da. Sigur că da, pe care o deții de atunci, din anii adolescenței. Da, da, din liceu. Ce liceu ai terminat? Liceul de construcții, Thomas Socolescu, de aici, din Ploiești. Un liceu cu profesori foarte buni, foarte buni, care mi-au insuflat mediul ăsta de construcții, adică faptul că erau oameni ingineri care ridicau case, blocuri, pentru mine era ceva wow. Și am zis că asta trebuie să fac și eu, să clădesc. Să las ceva în urma mea. O muncă de creație. Am înțeles. Iată că îmbinarea aceasta dintre artă și arhitectură n-ai dobândit-o din timpul liceului. N-ai la bază un liceu de artă, așa că ai avut un talent nativ. Da, 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 da. Da, a venit odată cu arhitectura, vine clar și creația. Creația stă la baza, arta stă la baza arhitecturii. Muncă multă și perseverență. Da. Da, dar dacă îți place, nu simți că muncești. În arhitectură chiar este un domeniu unde munca își spune cuvântul. Nu poți să sari trepte, să zici nu, că... Nu, trebuie să muncești în fiecare zi. Evoluția ta profesională. Da. Trebuie să o construiești. Cum construiești o casă, așa îți construiești și profesia asta. Există un mix între artă și arhitectură? Da. Da, se întrepătrund. Arta a fost prima, după mine, și arta a creat arhitectura. Adică se îmbină în așa fel încât nu mai locuim în blocuri de piatră, locuim în blocuri stilizate. Sigur că da. Opere de artă. Opere de artă. Este mediul pe care ni-l căminul... Că veni vorba de cămin, spune-mi, te rog, despre clădirile copilăriei tale. Clădirile copilăriei mele sunt conacele din viile de la Urlați. Eu acolo am copilărit, bunica mea a fost din Urlați. Nu sunt născută în Urlați, născută în Câmpina, dar acolo mi-am trăit o mare parte din copilărie. Frageda Pruncie, da, a fost la Urlați? Da, între vii am copilărit. O zonă recunoscută pentru Conacul Belu, Grama 1777. Da. Chiar la Conacul Belu, după școală, acolo mergeam și stăteam și contemplam. Nu era mereu deschis, dar ne plăcea să-l vedem și de afară. Era o plăcere oricum, că suntem într-un spațiu de cultură. Spune-mi, te rog, părinții tăi au avut o influență asupra carierei tale de arhitect? Sincer, da. Și te-au îndrumat, ți-au îndrumat pașii în sensul ăsta. Da. Ca orice copil, voiam să mă fac dresor de lei, asistentă medicală, cum a fost mama, polițistă, cum a fost tata, dar ușor, ușor, ei mi-au văzut talentul și... Pentru că am ales și un liceu de construcții, am hotărât să merg pe calea asta, să fac arhitectură. Și ai plecat la facultate la București? Da, da. La Ion Mincu? Da, exact. Am înțeles. Ce arhitecți consacrați te inspiră? Wow, sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți. Da, ai tăi de suflet? Ai mei de suflet, cu Le Corbusier, Casa în Cascadă, care este nedemodată de atâția ani, zeci de ani, și pe care încerc redesenez în orice proiect de casă în pantă, când am ocazia.
Sunt foarte mulți arhitecți. Zaha Hadid, femeia arhitect, din păcate nu mai este printre noi, dar a fost o mare iubitoare de artă și creațiile ei sunt de departe de necopiat. Nu poți să reproduci ce a făcut. Da. Și ca femeie, faptul că era femeie poate mi-a dat mai mult, m-a atras mai mult. Te consideri într-o continuă perfecționare? Da, tot timpul. Tot timpul învăț. Și tot timpul, orice om tot timpul învață. Și bănuiesc că înveți din proiectele tale. Da, 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 da. Ești autodidact. Da, exact. Și programele de proiectare le-am învățat tot singură, pentru că mi-a plăcut și m-a atras. Este ca un joc. Eu am ales să joc în AutoCAD sau să joc într-un proiect de, într-un program de design. Nu mă atrag jocurile, mă atrag lucrurile care pot deveni practice. Îmbini utilul cu plăcutul. Da, da. Cunoscându-te și văzându-ți evoluția de zi cu zi, consider că ai creat un, chiar un brand în numele, în jurul numelui tău, atât în arhitectură cât și în design. Da, încerc. Încerc pentru că îmi doresc să transmit seriozitate și familiaritate. Vreau să omul, clientul, când vine în birou să fie deschis, să putem comunica ușor, ca eu să îi pot face casa să o personalizez cât mai bine. Și atunci când vine la un nume cunoscut, este mai ușor și lui, se deschide mai repede, are mai multă încredere și evident că mă ajută ca marketing. Că veni vorba de clienții tăi, creezi conceptul casei sau proiectele împreună cu ei? Automat, da, da, da. Niciodată nu e am muncă încercat. În echipă. Da, nu am încercat să-mi impun ideile mele, pentru că nu eu locuiesc în acea casă. Și fiecare om vine pregătit, știe ce are nevoie, știe cât are nevoie, știe cât poate, cât se poate implica și întotdeauna îi ascult. Și eu învăț de la clienții mei. Îți spun sincer, de design m-am apucat mai recent și am învățat foarte mult de la clienții mei. Am avut și câteva proiecte pe care le-am făcut pro bono, doar ca să lucrez cu anumite persoane pe care le stimam foarte mult, să învăț un stil anume de design, adică să mă perfecționez. Asta m-a ajutat. Deci eu am învățat de la oameni. Și cred că toți putem să învățăm unul de la altul. Sigur că da, așa este. M-a ajutat foarte mult. Spune-mi, te rog, construcții noi în detrimentul construcțiilor renovate? Ce îi sfătuiești pe clienții tăi? Acum depinde, pentru că sunt orașe și Ploieștiul unde nu mai sunt spații libere să-ți faci construcții noi. Și dacă vrei să construiești în oraș, nu mai ai unde. Aș merge și pe o casă pe care o să o renovăm. Dacă se poate, aș demola o casă veche care nu mai arată cum trebuie și aș face una nouă. În felul ăsta înfrumusețăm orașul. Dar nu de patrimoniu. Nu, nu, clar, clar, nu. Nu. La construcțiile, casele de patrimoniu, ținem cont și obligat suntem să ținem cont de Comisia de la Cultură, dar eu sunt total de acord, eu n-a schimba nici măcar o asiză la o fațadă. Atât de frumoase încât e păcat. Le-aș reproduce, dacă ar fi destul de degradate, le-aș reproduce cum au fost inițial. Oricum, din ce în ce mai mult sunt folosite profilele de polistiren și de alte materiale din polimer dur pentru fațade, tocmai ca să reproducem moda fațadelor din anii trecuți, care arătau foarte bine. Sau putem să îmbinăm modern cu clasic, care arată foarte bine, încălzește orice spațiu. Sigur că da. Referitor la proiecte, îți mai aduce aminte de primul tău proiect? Da. Primul meu proiect sau primul meu contract. Sau primul tău contract, sigur că da. E o poveste haioasă. Eram proaspăt arhitect.
nu aveam mașină, făceam naveta cu microbuzul la București, unde aveam, începusem să am câteva căsuțe. Și am fost contactată de un dezvoltator, un important om de afaceri din București, prin tatăl unei foste colege. Nu avea de unde să mă cunoască, clar. Da. Am fost recomandată și am primit pentru câteva case tip, voia să dezvolte un cartier undeva lângă București, am primit suma de 10.000 de dolari. Pentru acea perioadă, bine, și pentru în zilele noastre, 2004, bani, 2005, da. Și pentru un proaspăt student ieșit de pe băncile facultății, da, era da, o sumă. Da. Era contravaloarea unei mașini. Da, vremea. Da. Am venit, eu locuiam în Ploiești, făceam naveta, am venit cu microbuzul și am ținut banii în rucsac, în brațe, și aveam impresia că toată lumea din microbuz știa câți bani am la mine. Da, da, am, nu eram obișnuită, da, cu așa încredere să-mi acorde cineva și cu o sumă totuși. Vedeai că te privesc mare. Suspicios. Da, simțeam că, exact. Din banii aceia mi-am cumpărat prima mea mașină. Deci chiar ți-ai luat da, prima mașină. Da, aveam nevoie, că începeam naveta serioasă la București. Mi-am luat un Cielo negru. Și aveai lămâile în geam? Erai da. Începător cu Cielo? Nu eram începător, aveam permis de ceva vreme, dar nu aveam mașină. Și mi-am luat și prima mea imprimantă. Un HP color A3. La vremea Cielo aceea... roșu, apropo de Cielo. Nu, negru. Că era o reclamă, țin minte, la da, televizor da, cu da, negru da, țelile. Da. Și așa mi-am început, mi-am format o echipă de oameni și așa am început eu să lucrez. Eram cea mai mică din echipă. Uite, chiar voiam să te întreb despre echipa ta, despre membrii echipei tale. Bănuiesc că sunt oameni aleși pe sprânceană, da, care să rezoneze da, cu tine. Și în sunt idei, oameni care m-au ales și ei pe mine. Este important să ai o echipă bună. Întotdeauna, eu cred că a fost și un noroc, am avut oameni foarte buni cu care am lucrat și cred că asta m-a și... impulsionat? Da, sau... da, m-a motivat. Bine, probabil că și eu am atras, fiind o persoană care tind, că toți tindem către perfecțiune, că îmi căutam mereu modele. Și atunci mi-alegeam cei mai buni structuriști, bine, unde reușeam să mă bage în seamă, că eram micuță, eram da, la început. Da, da. Cei mai buni instalatori și oamenii au fost foarte deschiși. Și am lucrat foarte bine, lucrăm în continuare. S-au mai schimbat, s-au mai rotit, unii au mai plecat, unii s-au aglomerat. Nu sunt aceiași mereu, dar am păstrat o legătură frumoasă, avem amintiri frumoase și oricând putem să reluăm colaborarea. Foarte frumos. Apropo, cum ia naștere un proiect? Cum stăm noi la masă acum, de vorbă, tu vii și îmi povestești că dorești o casă și eu spun câteva întrebări cum îmi pui tu mie acum pentru interviu. Exact la fel. Efectiv, le iau clienților un interviu, îi întreb despre viața lor, despre pasiuni, despre dacă și-au luat deja un teren, avem pe o bază să discutăm. Eu merg, dacă nu și-au cumpărat teren sau nu și-au cumpărat o casă, merg înainte cu ei și îi consiliez. Adică pot face și treaba asta. Inclusiv pe zona da, terenului. Da. Este important să alegi un teren, cum să zic, ușor. Să se preteze nevoilor. Exact, să fie ușor. Sigur că da. Că dacă luăm un teren orientat spre nord sau într-o zonă mai concentrat, construită, ne umbrește, avem greu de pus ferestre, așa dacă le alegem de la început și avem posibilitatea, facem lucrul ăsta. Da. Mergem cu busola, efectiv, pe teren. Cât de greu este să faci arhitectură de calitate? Pentru mine nu este greu, că e o pasiune și fac lucrul ăsta din plăcere. Ca orice meserie, este greu, pot spune, din punct de vedere al birocrației. Sunt momente în care aștepți mai mult decât este cazul să-ți iasă un aviz,
Da. Este greu să-i explici clientului că a întârziat și nu din cauza ta. Sunt momente în care eu pierd la contract pentru că nu am cum să estimez cât durează un aviz și atunci, dar este riscul meu asumat. Nu este o problemă, dar se mai întâmplă. Și aici cam asta ar fi singura greutate din punctul meu de vedere. În rest am numai satisfacții. Merg pe stradă și văd case și blocuri ridicate de mine. Asta este minunat. Da. Da, da. Case sau blocuri? Case. Case, pentru că o casă este mult mai organică. Îmi plac mai mult cele pe parter decât cele cu etaj, unde terenul îți permite, pentru că acolo poți să o faci casa efectiv să trăiască. Poți să o organizezi, dacă îți permite terenul, foarte, foarte potrivit pentru membrii familiei. Majoritatea își pregătesc anii de bătrânețe și se gândesc la spațiile de dormitor de la parter. În momentul în care gândești o casă doar pe parter, este mult mai mai confortabilă. Deși e un sport și să urci. Sigur că da. Nu e o problemă. Apropo de asta, îi sfătuiești pe clienți să-și construiască casele, proiectele împreună cu tine după nevoile lor, nu după pasiuni, după gusturi, că vor case cu două etaje, de multe ori nefolositoare, că vorba aia. Da, din discuții au fost cazuri în care i-am făcut să se răzgândească, pentru că au văzut, multe case se fac cu etaj. Ok, ne face și noi o casă cu etaj. Bine, la noi problema este majoritatea terenurilor sunt mici. Se fac parcelări mici și atunci ai nevoie de curte, că de asta te muți la casă. Da. Făcând-o cu etaj, ai o suprafață mai mică la parter. Cine are un teren mai mare, am reușit să-i conving să facem o casă pe parter și au fost foarte încântați. Chiar tineri. Ai reușit să-i convingi? Da, da, da. Și sunt foarte, foarte încântați. Frumoase, de altfel, casele doar cu parter. Da. Următoarea mea casă o să fie pe parter. A, minunat. Ai plan? Da. Am și proiectul. L-am refăcut de 10 ori. Evident. Mă hotărăsc mai greu. Să înțeleg că este un concept al Andrei Georgescu. Da. Casa pe pământ, doar cu parter. Da, da. Asta îmi place mie. Așa îmi văd casa mea. Ce obstacole ai întâmpinat de lungul timpului, în afară de legislația? În afară de legislație n-am întâmpinat obstacole. Întotdeauna am avut și noroc de clienți foarte buni, foarte înțelegători. Am rămas prieteni cu majoritatea, dacă nu chiar cu toți. Am atras oamenii buni și oameni care, ți-am spus, m-au și învățat meserie. De la ei am învățat și design, am învățat și arhitectură. Contează foarte mult. Da. Sigur că da. Da. Sunt importante călătoriile documentare? Da, foarte importante. Foarte importante. Clienții mei îmi trimit poze de unde merg. Pentru că știu că sunt pasionată și orice element de arhitectură pe care îl văd, îmi trimit poze și filmări. Și asta mă încântă. După ce le-am terminat casa, ei încă se mai gândesc la mine. E un lucru... Care sunt proiectele de care ești mândră? De toate proiectele sunt mândră. Pentru că la toate am pus suflet, toate îmi sunt dragi, le țin minte pe toate. Și dacă uit vreun proiect și stau și mă uit în arhivă, după nume, îmi aduc aminte. Nu țin minte multe lucruri, dar proiectele le țin minte. Dar ce te bucură cel mai mult la finalul proiectului? Mă bucură zâmbetul clientului. Satisfacția. Asta contează cel mai mult. Da, nu? Da, da. Și nici se compară. Proiectul a fost... Da. Când le văd bucuria și mulțumirea și cum se plimbă prin casă și îmi trimit poze și îmi spun... Chiar după ce încheiem colaborarea... Poate nu fac design pentru toți clienții, ei își amenajează singuri, că sunt foarte mulți oameni cu mult bun gust. Și îmi trimit poze și mi-arată și mă... E senzația de piele de găină când îți vezi casa la roșu și apoi o vezi amenajată. Mulți dintre clienții tăi apelează la tine și pentru amenajarea spațiilor interioare? Da, da. Este chiar o explozie în ultimul timp. Da. Mi-am
mi-am descoperit încă o mare pasiune în design, îmi place foarte mult și designul și apelează pentru că au înțeles, oamenii au început să înțeleagă din ce în ce mai mult că atunci când îți gândești casa de la roșu și mergi și cu designul, atunci îți este mult mai ușor. Adică o vezi din ansamblu de la început, nu o faci și apoi începi să spargi pereți, să muți prize, să muți întrerupătoare ca să poți să-ți... Și atunci preferă să vină și să facem lucrul de la zero. Și costă și mai puțin, evident. Pentru că casa este gândită în ansamblu de la început. Sigur și că pe da. Mine mă ajută. Uite că au apărut materiale inovative, aș putea spune... Tot timpul apar. Da. Tot timpul. Fiecare zi. Eu aș face referire la materialele astea pentru izolație, pentru acoperișuri, da, pentru terase da. Circulabile. S-a încălzit destul de mult clima noastră. Da. Am scris și eu despre da, acest da. Lucru. Avem o cunoștință comună pe da. Domnul Țilimpea. Domnul inginer Țilimpea, da. Da, inginer chimist. Da, dumnealui... trăiește în laborator și îi place să inoveze, îi place să creeze, da. Și m-a surprins plăcut prima dată, așa ne-am cunoscut, m-a surprins plăcut cu un material care înlocuiește polistirenul sau vata minerală. Un material foarte ușor pliabil, ușor manevrabil. Pentru culte este foarte bun, pentru monumente. Efectiv este un mortar pe care îl aplici pe exterior și păstrezi arhitectura intactă a casei. Se aplică ușor, costă și mai puțin și eu zic că este un material al viitorului. Și ține loc de polistiren? Da, da, sau vată minerală sau alt material. Nu arde, nu se întâmplă absolut nimic. Știu că ne mai vorbea domnia sa despre vopseaua aceea reflexivă care se, da. Se dă pe tablă. Da, nu? Da, exact. Și aici facem economie la aerul condiționat. Nu se mai încălzesc spațiile atât de mult, să meargă aerul condiționat tot timpul. La fel și pentru acoperișurile în terasă, pentru blocuri. Tocmai toată lumea se ferea să cumpere la ultimul etaj pentru că era foarte cald. Și da. Atunci el a venit cu un material care... nu permite să treacă căldura. Deci nu mai avem nevoie de aer condiționat. Exact. Facem nu mai răcim la de la energie. Aer, nu mai plătim mult curentul. Da, da. El asta face tot timpul. Plus vopseaua care nu permite apei să intre în fațadă și atunci fațadele se refac cam la 5 ani. Cam da, atât da. Ține o vopsea decorativă. Cu acest, ca un lac este, cu această vopsea lac, nu mai intră infiltrații în fațadă. Iarăși, un lucru foarte bun. Da, o soluție bună de da. Încercat. Da, de... da, da. Ne trăim în secolul vitezei. Și iată că trebuie să ne da, updatăm, să da, ne adaptăm. Da, da eu cred că deja am obținut acreditarea pentru aceste materiale și eu am să le propun verbal clienților sigur. Mei, fiecare alege ce dorește, evident, dar spunându-le beneficiile, cu siguranță că vor fi interesați. Eu personal am să folosesc la căsuța mea. Căsuța da, eu am să fac nu un experiment, pentru că îl cunosc pe Cristi și merg la sigur cu el, nu e vorba de experiment, dar am să folosesc materialele astea noi. Da, da, da. Pentru că... Bun, toată lumea are așteptări, casa unui arhitect trebuie să fie wow și atunci trebuie să mă ridic la așteptări. O să fie micuță, nu mare, dar o să folosesc materialele astea noi. Noi și ieftine, că nu sunt scumpe, asta e ideea. Încă un beneficiu. Da, da, da. Pentru că oricum ne costă facturile destul de mult, da. Trebuie să încălzim, să răcim spațiile și atunci dacă construim cu ceva, unele dintre materiale mai ieftini, e un avantaj. Așa este. Ceva bani. Da, sunt de aceeași părere și eu. Da. Andra, spune-mi, te rog, cine ești dincolo de birou de arhitectură? Dincolo de birou de arhitectură sunt mămică. Și am foarte mulți prieteni. Cu asta pot să mă mândresc. Și am prieteni la nivel de familie. Adică pot să spun că am o familie numeroasă din prieteni. Sunt o sportivă,
îmi trebuie sportul, pentru că stau destul de mult și în birou, bine, stau de mult și pe șantier, dar uneori nu e suficient mersul ăsta. Îmi place bicicleta, am un suport pe mașină. Multă lume mă întreabă dacă este un element de pentru șantier, pentru că seamănă, dar da. Este un suport pentru biciclete. Nu pot să nu remarc mașina ta prin oraș. Da. Imediat. Exact. Sare în ochi. Da. Eu sunt arhitecta cu bicicletele. Arhitecta cu suportul de biciclete. Suportul. Da. E bun și în cazul unui impact din spate. Să știi că mi s-a întâmplat. Serios? Da. Uh-huh. Un șofer, bine, a fost o ușoară, a scăpat piciorul de pe pedală. Nici nu a simțit nici el, nici eu, doar am văzut că se mișcă mașina, am crezut că este cutremur, pentru că a fost în perioada când erau cutremurele acelea în Gorj sau nu știu unde. Doar el și-a dat seama că era lipit de mine, era la semafor, de suportul de biciclete, da, și nu s-a întâmplat nimic, nici lui, nici, doar că ne-am atins, a fost ca un tampon. Am înțeles. Și am spus, zic, îl păstrez pe mașină, că e bun, are mai multe întrebuiințări. Da, ce voiam să te întreb, cauți liniștea și bucuria în lucruri mărunte? Da, este o mare calitate ca să ai satisfacția să poți să te bucuri de lucruri mărunte, să nu ai nevoie de mult. Și din păcate am ajuns să ne bucurăm de puțină liniște, de timp liber. Nu știu de ce, multă lume se plânge că nu mai există timp liber. Lucrăm mult mai mult decât... Parcă s-a comprimat timpul. Da. Probabil că s-a comprimat puțin. Dar am citit câteva articole despre rotația Pământului. Dar și noi lucrăm foarte mult. Ne dorim din ce în ce mai mult. Da. Tehnologia avansează și cred că asta ne împinge să ne mișcăm și noi. Da, probabil că sper să ne ajute și alimentația, să avem energia necesară. Din contră, s-ar putea ca alimentația să ne îngreuneze. Da, dar eu sper să ne ajute să se descopere ceva care să ne dea mai multă energie. Uneori simt nevoia de mai multă energie, în afară de cele 3 cafele zilnice. Te consideri un om împlinit? Da, chiar da. Și personal și profesional. Bine, profesional tot timpul tinzi spre mai mult, dar pentru mine am ajuns unde mi-am... De fapt, am ajuns mai departe decât mi-am propus. A fost minunat. Da. Să simți și să consideri asta. Da. Un drum și pe fica ta să-ți urmeze cariera? Ea vrea. Ea mă copiază pentru ea sunt o oglindă. Este destul de grea meseria, uneori nu am timp. Am timp, îmi fac timp, dar simt că ar trebui să stau mai mult cu ea. Așa, asta simt. Dacă ea își dorește, o susțin. Oricum i-am spus, i-am promis că va lucra în viitor cu mine în birou. Adică primii ei bănuți vor fi făcuți aici în birou și este foarte fericită. Va fi ucenic de-al tău. Da. Iar dacă o va atrage, am să o sprijin. O să o motivez. Da, dacă vrea altceva, perfect. Ce vrea ea. Ideea e să fie fericită și mulțumită, să fie și ea împlinită, cum sunt eu. Dacă ar fi să o iei astăzi de la cap, ai începe tot cu arhitectura. Da, clar. Fără niciun dubiu. Exact aceiași pași aș face. Mă bucur tare mult că am stat de vorbă cu tine. Și eu mă bucur și îți mulțumesc că m-ai ales. Mă simt onorată. Simt că am completat paleta de întrebări pe care le aveam pentru acest podcast. Da, și sper să revin cât de curând, tu să-mi spui alte proiecte de ale tale. Te aștept. Chiar vine vara și vom avea de lucru. Minunat. Și putem să ne întâlnim și pe șantier. Dacă vrei. Asta este ideal. Te invit. Să facem un podcast în aer liber. Da, sigur. Te invit și te aștept. O zi minunată îți doresc, Andreea. Îți mulțumesc la fel. Mulțumesc. Cu drag.